când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Amin. Uh, trebuie să recunosc că nu mă simt foarte confortabil când biserica este goală, dar dragii mei, cred că Dumnezeu ne-a chemat pe noi slujitorii nu să ne simțim confortabili, ci să fim responsabili. Amin. Și cred că în, într-o vreme ca aceasta, vocile noastre ar trebui să se audă mult mai puternic decât vocile reporterilor care sunt pe teren și evaluează situația celor care sunt bolnavi sau care sunt în carantină sau care sunt uh, într-o autoizolare acasă. Pentru că vreau să vă spun astăzi că știrile îți vor aduce frică în inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu îți va aduce siguranță. Citeam aseară un cuvânt de la Spurgeon. Spurgeon a trăit într-o perioadă în care s-a întâlnit cu holera și omul acesta spunea așa, să-mi fie frică de moarte? Să-mi fie frică de faptul că mă contaminează holera? Nu, el spunea așa, sudden death, sudden glory. Adică, dacă cumva se întâmplă să mor dintr-o dată, voi vedea gloria lui Dumnezeu dintr-o dată. O zis, uh, pentru mine nu există frică de moarte, pentru că eu atunci când mă mor, mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dragii mei, am conștientizat în aceste zile mai mult ca oricând, la români, la oamenii care trăiesc pe întregul Pământ, nu le este frică de virus, le este frică de moarte. Și foarte important lucrul acesta. Uh, Mă gândeam venind pe dumneavoastră, venind să țin acest mesaj, mă gândeam la faptul că Dumnezeu a reușit să pună planeta Pământ pe pauză. Și dacă ar fi folosit un meteorit pentru asta, nu m-aș fi mirat. Lovia cu un meteorit într-un ocean sau într-o parte a planetei și ne-ar fi oprit pe toți. Dar au folosit uh, ceea ce oamenii de știință numesc virus, o genă microscopică, un material genetic care nu-l poți să vezi cu ochiul liber și-a pus întreaga planetă pe pauză ca noi să ne oprim, dragii mei, și să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Pentru că, uitați-vă, suntem mereu într-o alergare continuă. Am întâlnit părinți care încercau să le spună ceva copiilor și copiii erau cu, 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 airpods în urechi, cu căștile în urechi. Și copilul a dat casca jos și dar ce, ai spus? Și-a pus -o înapoi. Și imaginea acestui copil e imaginea noastră, dragii mei. Un Dumnezeu care mereu ne-a vorbit, printr-un frigider plin, printr-un salar care venea la timp, prin, prin mașină, prin casă, prin binecuvântările Lui și n-am ascultat vocea Lui. Și acum Dumnezeu a zis, vreau să procedez altcumva. Vreau să vă spun celor care a spus că familia nu e importantă, că de fapt ăla e locul cel mai sigur.